Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii dezbaterileuniversu.net. De această dată o avem invitat în studio pe doamna Violeta Alexandru, ministrul Muncii și al Protecției Sociale. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Pentru că adesea luăm biografiile politicienilor din România, mai ales a celor care ajung în poziții guvernamentale, drept un dat în șabloane cât se poate de stereotipe, aș vrea să vă rog să-mi povestiți un pic ce ați făcut la Institutul de Politici Publice până să fiți ministru, pentru că am senzația că acest element al biografiei noastre, deși este reliefat și reflectat în CV, nu cred că este cunoscut de foarte multă lume în datele lui importante. M-aș bucura să fie cunoscute rezultatele Institutului pentru Politici Publice, pentru că ceea ce am făcut în echipa de la Institutul pentru Politici Publice contează. Rezultatele care s-au văzut în câteva zone vitale pentru democrația din România. În primul rând, m-aș referi la această lungă experiență din 2001 până în 2015. Eu am fost membru fondator al Institutului pentru Politici Publice, în care am făcut management, poziție din care am făcut management. Management de resurse private, dar și de resurse publice, mă refer la fonduri europene cu precădere. Poziție din care am putut să generez niște efecte în societate prin activitățile pe care le desfășuram. Pe de o parte m-aș referi la toată contribuția noastră legată de sistemul parlamentar, sistemul de lucru din Parlament și de accesul jurnaliștilor, al oamenilor la informații despre cât se cheltuie și ce eficient sau cheltuielile generate de activitatea parlamentară. Poate oamenii nu-și mai amintesc pentru că acum îl luăm ca pe un dat, dar a fost un efort considerabil până să ajungem să convingem toate grupările politice din Parlament și am făcut-o pe baza unei campanii de strângere de semnături naționale ca să permită oricărui cetățean, oricărui votant să vadă cum a votat senatorul sau deputatul. Da, asta este un element foarte, foarte important. Cât de greu a fost să obțineți această informație care astăzi mi se pare absolut firesc. Câțiva ani de refuz din partea parlamentarilor, o perioadă care m-a antrenat pentru ceea ce trăiesc astăzi, dar probabil că o să mă întrebați despre Ministerul Muncii și nu o să vă surprindă că sunt genul de om care nu acceptă, nu se poate. Câțiva ani, ca să răspund întrebării noastre. Pe urmă, mi-amintesc cu plăcere de eforturile Institutului și al echipei pe care o coordonam pentru a pune oglinda asupra risipei banilor publici. A fost o întreagă direcție de acțiune pentru noi. Ne-am uitat la tot ce înseamnă cheltuială cu serviciu public livrat de administrația locală. Ne-am uitat la eficiența cheltuirii banilor publici în sistemul administrației centrale. Și am avut o perioadă îndelungată în care, printr-un barometru anual, arătam care este eficiența cheltuirii banilor publici, bineînțeles arătând calitatea slabă a serviciilor oferite în pofida investițiilor făcute. Puteți da un exemplu concret de proiect pe care l-ați derulat pe această idee? Am lucrat, de exemplu, mult în privința serviciului public de salubrizare, ca să vă dau doar un exemplu. Sunt foarte multe investiții făcute în ultimii ani, sunt relații neclarificate între administrația locală și operatorul de salubritate și sunt vizibile în plan practic, în esență, în curățenia deficitară din orașele noastre, respectiv în decalajul pe care România îl are față de țările civilizate în privința colectării selective a deșeurilor. Noi nu privim această componentă ca fiind generatoare de resurse. Pentru noi este un gunoi de care vrem să scăpăm. Și, din păcate, suntem în această poziție pentru că administrația, în pofida ceea ce avea de făcut și în pofida investițiilor, respectiv companiile, nu se pun la punct cu infrastructura pentru a putea genera un plus valoare din deșeu și a-l reîntoarce în economie. Pe urmă, am lucrat foarte mult în ceea ce privește domeniul infrastructurii. Ne-am uitat la costul efectiv din investițiile în infrastructură, în drumurile naționale, în infrastructura aferentă acestora.
Și am constatat că, prin comparație cu alte țări din zonă, costul este foarte mare, durata lucrărilor este nejustificat de mare, respectiv calitatea lucrărilor este foarte slabă. Deci, concret, ce făceați? Luați la bani mărunți Da, stăteam pe capul acest instituțiilor flux. să ne dea informații, știam cum Ce gen de să informații? le... Câți bani au cheltuit pentru sectorul ăla de drum? Câți bani au cheltuit, din ce surse provin acești bani, care este randamentul, cum se respectă contractul, cine a câștigat contractul, ce angajament și a luat, absolut toate Probabil informațiile și o aferente. comparație între un cost, să spunem, Comparam standard. costurile standard, dar comparam și costurile acelorași tipuri de lucrări între un județ sau altul, după caz, într-o localitate sau cealaltă. Ne uitam inclusiv la, și acesta este cultura care îmi definește activitatea de a asculta opinia beneficiarului serviciului respectiv, ne uitam la punctele de vedere ale oamenilor afectați de livrarea serviciului respectiv. Cu alte cuvinte, țineam foarte mult cont și de opinia celui care ar fi trebuit să bucure de un serviciu de calitate, dar din păcate nu se întâmpla așa. Și acum concluzia după atâția ani de făcut, și o să ajungem după aceea, evident, și la concluzie după primele luni de mandat, care era? Care era? Până la urmă, care este factorul dominant care ajunge să perturbe această relație care ar trebui să funcționeze foarte bine între contribuabil? Risipă de bani publici, Dar risipă. este, dar Este este, și, poate este, fi și e un pic de prostie sau e corupție. hoție? Este un mix, este mai mult indolență. Nu-mi pasă. Pur și simplu nu-mi pasă. Nu sunt banii mei, sunt un om, mai mulți oameni dintr-un sistem și nu-mi pasă câți bani publici se cheltuie. Poate să fie și în anumite părți o componentă de corupție, dar este în primul rând indolență. Nu-mi pasă să fie eficiență. Dacă tot vin și se scurg, să se scurgă în continuare, că nu e problema mea. E problema unui eventual al unui om politic care va plăti costurile lipsei de eficiență din sistem. Poate să fie oricui al cuiva, dar nu este a mea. Nu există simțul responsabilității individuale în administrația publică. Există până aici e treaba mea. La ora 2 vineri am plecat. Totul este gândit în administrație cât să fie, să te absolve de orice responsabilitate și să-ți vezi de viață. Acest lucru și-a pus amprenta asupra unor oameni care, mie personal, îmi fac impresia unor persoane capabile să livreze rezultate. Nu se vrea. E mai comod să stai liniștit și să-ți iei salariul alminter consistent decât să vrei să te Să zbați. intervii, să poți să Să încerci să te zbați, corectezi să lucruri. corectezi, să te coordonezi cu un alt coleg, să insiști să se rezolve lucrurile, să te întrebi ce nu este în regulă, că tu primești diverse informații, dar nu-ți pui nicio întrebare pentru că nu te interesează. Indolența este prima cauză care ne-a adus aici. Deși sunt convins că nu vă este ușor, în același timp, totuși este o mare oportunitate pentru cineva care a privit acest sistem de stat, fie că e vorba de administrație centrală, fie de administrație locală, și să-l vadă la lucru din interior de data aceasta, de cealaltă parte a zidului adesea. Cum se văd lucrurile acum, după cât 3 luni și ceva de mandat, chiar dacă în clipa de față vorbim cu ministru interimar. Care este concluzia? Concluzia este că doar din interior poți schimba lucrurile. Nu sunt nicio eroină, nu vreau să fiu nicio victimă. Sunt multe lucruri pe care le poți schimba dacă ești un profil de om încăpățânat și dacă într-adevăr stăpânești minimal, iar experiența din 2016 mi-a folosit în acest sens și, de fapt, toată activitatea mea având legătură cu administrația publică, chiar dacă nu eram în interior, a reușisem să acumulez din mecanismele, din legile nescrise ale administrației. Căci vă vorbesc despre aceste legi nescrise. Așa se face. Cultura lui așa se face. Scrie și la lege, dar peste lege așa se face. Nu se poate. Nu s-a putut niciodată. De ce se poate acum? Plus, nu se Aveam vrea. acest contact. Plus, păi, nu se vrea, rezultă din nu se poate. Aveam acest contact și aveam un antrenament. Experiența din 2016 m-a ajutat. Este adevărat că Ministerul Muncii nu se compară ca și complexitate cu activitatea pe care am avut-o în anteriorul guvern și ceea ce știu cu certitudine este că poți să faci bine.
Repet, nu vă spun acest lucru ca să par o eroină în fața dumneavoastră, sunt foarte încăpățânată și sunt, știu unde încearcă să mă împacheteze și să mă acopere de acele argumente din care se rezulte că nu se poate și unde să extrag ce am nevoie, dar să cred că se poate. Și ca dovadă că se pot face foarte multe lucruri bune. Convingerea mea este că merită orice efort. Orice efort personal, orice oboseală pe care o acumulezi în această cultură organizațională orientată spre nu se poate, merită. Cele câteva lucruri pe care am reușit să le fac, să știți că merită tot efortul dintre momentele acestea în care îți vezi rezultatul unei investiții. Haideți să luăm concret. Ce ați găsit în primul rând în Ministerul Muncii care v-a frapat cel mai mult? Poate un top 3, de exemplu, lucruri care vi s-au părut cu adevărat, poate chiar șocante. N-aș putea face un clasament, adică nu știu care dintre da, ele este era pe un primul mod de a loc. Spune, da. Nu știu da, care o este pe primul loc. Am să vă dau câteva exemple și rămâne să facem cu altă ocazie o ierarhie în sine. În primul rând, lipsa unei culturi a fundamentării deciziilor pe date, pe analize, pe o minimă documentare. Sunt prea puține persoane în minister care se apleacă asupra unei documentări atunci când li se cere un punct de vedere pe un subiect. E adevărat că știu multe din istorie, dar în toată lumea lucrurile evoluează și ei nu sunt aduși la zi în această privință. Deci, m-a frapat superficialitatea cu care se propun soluții fără să se uite cineva, poate nu ca o lucrare de doctorat, dar totuși minimal, astfel încât să-ți fundamentezi punctul de vedere pe câteva argumente obiective. Aici vorbim, de exemplu, și de puncte de vedere atunci când unui politician îi trece prin cap, de exemplu, să mărească pensiile cu 40%, sau este vorba de decizii mai tactice, decizii de funcționare a ministerului? Nu, vorbim de prima categorie, de acele, dar nu neapărat decizii, că, de exemplu, să urmărești evoluția unor politici, unor decizii din trecut și să vezi în ce măsură se justifică, având în vedere că eu, fiind într-un permanent dialog cu oamenii, primesc diverse semnale. Ca să pot lua o decizie de corectare, aș vrea să am o analiză istorică cu privire la efectele unei anterioare măsuri. Aceste lucruri se urmăresc în salturi, nu cu o anumită coerență. Nu există sau un departament de analiză? Un departament care să aibă? Nu. Nu există un departament de analiză, date statistice, prelucrare, analiză de impact a politicilor publice. Această, este foarte surprinzător asta. Această lipsă de capacitate analitică bazată pe argumente obiective, cantitative, în esență, este ceea ce lipsește, deși am descoperit că în coordonarea ministerului există un adevărat institut cu un număr de persoane, mă rog, cu înaltă ținută academică, dar a căror contribuție este eminamente academică și nu are nicio legătură cu componenta practică a ministerului. Adică deci ce fac prima, ei concret? Scriu proiecte și participă în proiecte de cercetare și studii comparate cu alte țări ale lumii. Ar fi grozav, de exemplu, să te uiți, să faci un studiu pe care a fost impactul asupra finanțelor țării, a unor măsuri care, cel puțin în spațiul public, au generat enorm de multe controverse. Ori dacă pe oameni e interesat atât de mult încât să se certe pe ele, să le discute, cred că asta l-ar califica și pentru interes academic. Da, nu vreau să minimizez rolul unui asemenea institut, spun doar că ar trebui să fie eficientizat și adus cumva în relație cu temele, nu ale acestui mandat scurt, dar temele care preocupă societatea în acest domeniu. El este relativ decuplat, participă, repet, în rețele internaționale unde temele proiectelor variază funcție de cine este aplicantul în respectivul consorțiu. Poate să fie o temă care nu e neapărat relevantă pentru România. Al doilea lucru care m-a frapat este legat de numărul de salariați și, în realitate, la final, nimeni răspunzător pentru o activitate, un proiect, un demers pe care îl solicită ministru sau altcineva.
Nu există, spuneam și mai devreme, sentimentul acesta, simțul acesta al responsabilității individuale și în niciun caz cultura muncii în echipă. Este treaba celuilalt departament, eu v-am dat până aici și ca atare trebuie să citești nenumărate puncte de vedere și să faci tu efortul de a le integra, Degradă și ceea ce nu e integră. vorba de lene din partea mea. Spun doar că între ministru și aparat nu există un middle management care să integreze aceste puncte de vedere și să prezinte o Să-și viziune meni cu niște coerentă. concluzii, poate și niște recomandări. Nu există această cultură. Îți prezint doar problema în administrație. Îți prezint doar problema. De fiecare, în primele săptămâni, acum s-a mai creat un pic obișnuința, dar în primele săptămâni a trebuit să întorc materialele primite și să insist pentru formularea unor puncte de vedere. Bun, mi le asum eu, dar nu pot să lucrez într-o instituție în care tot ce faci este să generezi probleme și să nu-ți asumi să contribui la găsirea unei soluții. Prin definiție, administrația este nu ca Orientată să spre soluții. identifice problemele, Asta se ci întâmplă în asta acest este moment. chestia primară, ci mai ales ca să găsească soluții, să le ofere, eventual să ofere mai multe și să fie decizia ministrului, să fie poate o decizie politică pe care din aceste soluții o îmbrățișează și o susține. Deci nu există acest middle management, există oameni care strâng date pe subiectul pe care de regulă ți-l cere cineva pe un timp foarte scurt, dar nu există nimeni care să-și propună să gândească Și cum se soluții. schimbă asta, de exemplu? Care este soluția la Eu această lipsă cred de, că exercițiu în a da soluții? eu nu cred în idei miraculoase, e un mix de variante. Pe de-o parte, cred că cei care pot face acest lucru trebuie găsiți în instituții și valorizați. Și eu am găsit asemenea persoane și am luat prin surprindere pe directorii de tradiție din minister pentru că îi valorizez și Adică le ați caut promovat, punctul de vedere. practic, niște Chiar dacă oameni. nu formal, Da, prin tipul de le caut însărcinări pe prin care le-ați timpul de dat. însărcinări pe care le dau și prin modul în care alături de mine în diverse consultări participă și aceștia care, repet, nu judec după vârstă, dar nu au în cariera, judecând după cariera din funcția publică, toate gradele, toate treptele îndeplinite, dar au curaj, au păreri. Sunt intrigați de ce se întâmplă și nu stau în poziția pe care eu o văd în administrație și în minister. Eu doar vă spun, eu vă prezint. Așa e, pare să fie o problemă. Da, nu m-am gândit. Pe faptul că nu te-ai gândit și nu te E o frământă, problemă în pentru sine. mine este o problemă în sine. Sigur. Și în fine, al treilea lucru care Dar ce m-a scuze că frapat. mă duc, revin la această temă, că este foarte importantă, pentru că probabil că toți cei care ne privesc acum știu că, de fapt, sau intuiesc că, de fapt, acolo este miezul, esența problemei, într-un imens aparat administrativ, local, central, care cumulează peste 1 milion și ceva de oameni și care în loc să-și dedice aproape tot timpul, aproape exclusiv rezolvării unor probleme de anumite tipuri, de fapt tot ceea ce fac este, nu mai spun că de multe ori le generează chiar ei, dar pur și simplu asistă impasibil la desfășurarea lor. Și, de exemplu, dacă directorii acestor unități din interiorul ministerului, să spunem că s-au simțit un pic ofuscați, că ați împuternicit un pic niște oameni care prin funcție nu n-ar fi trebuit să ridice vocea mai mult decât a lor poate. Colegilor însă ce au spus? De exemplu, colegii celor pe care, între ghilimele, i-ați promovat. Au fost bucuroși că nu vine ministru să dea cu barda să le spună lor ce să facă, pentru că ministru, prin definiție, nu știe ce să facă, pentru că el este un primul și în primul rând un management de sistem. Și că tocmai că aceste soluții ar trebui să vină de la ei. Deci faptul că ați recunoscut această valoare a acestor oameni i-a făcut să se simtă mai bine pe colegii lor sau mai degrabă i-au făcut invidioși? Sau nu Pe i-a la schimbat sau nu i-a mișcat caz, deloc? pe unii nu i-a mișcat deloc, să știți. Numără zilele până plec ca să se întoarcă cine îi apreciază pentru genul acesta. Deși acea persoană nu sunt eu, să știți, sunt foștii miniștri. Unii numără zilele, alții și-au manifestat nemulțumirea și a ajuns și această nemulțumire la mine. A treia categorie contribuie din plin la tot ce înseamnă alimentarea unei linii de atac PSD la adresa mea. Deci s-au manifestat în toate felurile posibile, aceasta fiind al treilea element pe care vi l-aș scoate în evidență.
se face politică pentru PSD în Ministerul Muncii, în mod evident. Nu mă preocupă acest lucru, dar nu înseamnă că nu văd. Sunt Cum se oameni întâmplă în concret? interior În afară care că se... dau informații... Da, dau informații, dar dau vădit tendențios, adică dau numai ce doresc să dea ca să se creeze imaginea, așa cum probabil vă amintiți episodul doamnei care n-a, episodul doamnei care se ocupa cu liftul. Liftul, care n-avea nicio legătură cu realitatea și care a fost prezentat de așa manieră din care rezulta că n-am suflet, n-am scrupule, etc. Ce s-a întâmplat cu adevărat acolo? S-a întâmplat că Ministerul Muncii, având un contract cu o firmă care asigura acest serviciu, am fost informată că respectivul contract se încheie. Am verificat în ce măsură, încheiindu-l, creez probleme tehnice pentru cei care folosesc liftul. Instituția care răspunde de controlul tehnic al ascensoarelor mi-a spus că liftul poate funcționa fără liftieră. Și am anunțat firma că nu doresc continuarea contractului în condițiile în care eu nu sunt omul, cum înțeleg că se practica, să cer ca ușa să fie ținută prin cheița care blochează liftul la etajul respectiv, să fie ținută deschisă ca să pot să vin așa din mers și da, să intru fără să să nu, mai aștept. Fără să aștept și să, sau să pun mâna cumva pe ușa. Deci acela era rolul liftierei cu adevărat. Desigur că ea se ocupa sigur, în sigur, da, cele momentele în care ministrul nu era. Atribuția cea mai importantă. Dar da, trebuia ținută. Eu când am venit, pe primele lucruri pe care le-am văzut în holul ministerului a fost această poziție de drepți de la lift până la gardian, până la toți angajații. Era o cultură să-ți cunoști șeful. Eu sunt în primul rând un om de echipă. Îmi dau seama că trebuie să am statura necesară pentru a face lucrurile funcționale, dar sunt în primul rând un om de echipă și sunt un om perfect normal. La mama mea, unde merg în vizită, apăs pe butonul de la lift, îmi deschid ușa singură. Sunt convinsă că firma a găsit o soluție pentru doamna, nu era angajată a ministerului, dar nu am simțit nevoia să continui respectivul contract pentru că nu i-am găsit eficiența contractului, deci, nu persoanei. Persoana aceea nu era angajată a ministerului, era a firmei cu care aveați... Eu nu cred că acel contract era eficient pentru minister, contractul, nu doamna, contractul cu ministerul pentru noi nu era eficient. Doamna, nefiind angajată a ministerului, mi-a fost imputat acest lucru ca și când aș fi avut ceva cu domnia sa și nici nu se pune problema. Dar cât ia o firmă de genul ăsta pentru a asigura serviciul de liftieră într-un minister? Nu cred că are relevanță suma. Eu vă vorbesc de un principiu. Mult puțin, în condițiile în care liftul se putea folosi și fără liftieră, și pe fondul faptului că oricum respectiva persoană nu stătea, pentru că avea un program gândit de firma respectivă până la o anumită oră. Activitatea minister continua și după ora respectivă. De unde liftul putea merge bine, mersi? De unde se vede că liftul se putea folosi bine, mersi. E vorba de un principiu, că lucrurile au fost speculate politic, mi-a fost clar, cu concursul unor angajați din minister. Iar acest proces continuă, acest proces de furnizare de informații către PSD? Da, dar repet, de o manieră tendențioasă, că nu am o problemă cu transparența activității. Știți că sunt educată, am fost crescută în cultura transparenței și a dialogului. Se simte însă o plăcere în rândul unei părți, repet, din angajați, de a contribui de a face servicii, dacă vreți, de a se face utili. Că adică poate o să vină vremea când o să întoarcă și atunci o să fie răsplătiți. Da. O fac doar pentru că au acest calcul sau e pur și simplu atât de sădită în unii dintre acești angajați această nevoie de a sabota o încercare de reformare autentică a unui minister? Este și și. Este și ce spuneți dumneavoastră. Am venit cu un alt stil de lucru, în sensul în care mă uit la probleme, vreau să rezolve. Cer o schimbare de ritm și o schimbare de atitudine. Mai mult, nu uit, eu sunt foarte bine organizată și revin la ceea ce am discutat săptămâna trecută, un alt element cu totul nou în peisaj. De obicei se vorbea și după care se uita. Se uita, se vorbea și într-adevăr sunt foarte multe lucruri pe agenda unui demnitar și a echipei sale și tind să uiți, eu nu uit. Eu mi-aduc aminte și vreau să recapitulăm ceea ce am spus că și țin un ritm, dacă vreți, destul de alert, cu responsabilități date persoanelor
cu atribuții în domeniile vizate de măsurile mele. Și da, nu ți este ușor. Eu recunosc că nu ți este ușor să lucrezi dacă ai stat comod, liniștit, să-ți vină cineva și să-ți dea viața peste cap și să-ți ceară rezultate. Nu cred că ți este foarte comod. Dacă vrei să te schimbi, începi să prinzi gustul și te bucuri de rezultate, pentru că sunt de echipă și le împărtășesc cu echipa mea. Sunt rezultatele noastre ale tuturor. Nu vrei, în mod evident, faci tot ce omenește posibil ca să scoți în evidență micile greșeli pe care poate că lui mai face în volumul ăsta de lucru pe care încerc să le să rezolv. Atunci te ocupi cu așa ceva ca să cultivi imaginea unui monstru care a venit să distrugă liniștea de la noi, de la Ministerul Muncii. Ce instrumente are un ministru dacă după ce ai epuizat resursa internă, după ce ai identificat acei 10, 20, 50, 100 de oameni care fuseseră ignorați și care nu fuseseră valorificați la adevăratul lor potențial, se termină. Aveți, de exemplu, posibilitatea să recrutați oameni? Pur și simplu, dacă acest middle management este foarte greu să-l compui din acei oameni pe care i-ai identificat înăuntru, puteți, de exemplu, să apelați la firme de recrutare profesioniste, ca să nu spun că puteți face recrutarea chiar dumneavoastră, și să găsiți oamenii care să poată recompune din punct de vedere managerial acele componente care lipsesc sau care nu funcționează cum trebuie? Ca om de dreapta, să știți că eu sunt orientată către a lucra, a se sprijini pe cei care au competențe să livreze cea mai bună calitate. Mă uit însă la episodul care a fost în presă la sfârșitul săptămânii trecute, cu mine, care fiind în plin proces de reorganizare a ANOFM, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, o structură complet decupată decuplată de la realitate, complet ruptă de mijloacele moderne de a ajunge și să recruteze și să sprijine, să dea consiliere pentru oameni în vederea găsirii unui loc de muncă. Nu mai sau spun, pentru companii de a-și găsi forță de muncă. Pentru că e una dintre marile probleme ale sistemului privat. Exact. Lipsa personalului calificat. Când am anunțat că dacă din analiză rezultă nevoia de a conlucra pe criterii de transparență, adică prin licitație publică, adică pe bază de anunț public unde se poate, la căruia poate să-i răspundă prin prezentare orice entitate interesată. Sigur. Și specializată în recrutare, mesajul public transmis a fost că urmăresc să aduc în interior niște ONG-uri și niște firme de casă care vor fi imediat. Adică rezistența sistemului la orice idee inovatoare, la orice idee bazată pe competiție liberă și deci ca în orice competiție liberă pe șansa de a aduce plus valoare în calitatea serviciului respectiv este îmbrăcată, zugrăvită într-o poză de interes personal pentru a aduce sau a profita de pe urma respectivului demers. Ca să vă răspund, în Ministerul Muncii, pentru a gândi un sistem bazat pe colaborarea cu firme care să găsească persoanele potrivite, în această cultură pe care o văd acum, ar mai trebui ceva luni, să știți, în această cultură pe care o găsesc acum, n-aș vrea să vă mint că eu nu mint, mi-e dificil să cred că pot să apela la această soluție. Dar în esență aici ar trebui să ajungă, dacă avem curajul să recunoaștem că modul în care se face, în primul rând pleacă de la cât de atractivă este administrația pentru oamenii competitivi în acest moment, cât de mult inspiră ea pe cineva, cuiva care ar fi tentat să-și depună CV-ul și să se angajeze, cineva ca dumneavoastră, de pildă, la vârful carierei și care știe ce capacități are și poate să contribuie, în ce măsură aveți încredere să intrați într-un sistem care nu este curățat pe ansamblu și să simțiți că veți face performanță. Pot să mă gândesc la o soluție de a găsi o companie, dar am sentimentul în acest moment că nu-și va putea face treaba în lipsa acestor măsuri de curățare a contextului general. Dar vă întreb altceva, în schimb, pentru că totuși sunteți ministrul muncii și avem această problemă imensă cu recrutarea, pe de o parte pentru că ne-au plecat foarte mulți oameni capabili așa din este țară,
dar și pentru că e o nevoie teribilă de profesionalizare și nu doar la nivelul administrației, inclusiv în partide. De exemplu, v-ați gândit ca pentru PNL București să folosiți astfel de metode de recrutare? Ne-am gândit însă... Doar pentru poziții, scuze, administrative. Inclusiv pentru a aduce acei oameni foarte valoroși care ar împrospăta, să spunem în clipa de față, organizația PNL București și care ar putea acel semnal, ar întări acel semnal pe care l-ați dat și anume că vreți ca oameni de dreapta să regăsească din nou în PNL. Răspunsul meu este categoric da, însă v-aș face următoarele precizări. Pe de o parte, între membrii PNL București, mai ales între cei care s-au înscris în ultima perioadă, există și oameni care lucrează în domeniul recrutării și sunt extraordinar de valoroși pentru noi, pentru că ne explică, ne ajută să înțelegem puțin ce s-a întâmplat pe piața muncii din București, ce mișcări sunt și cum anume putem spera să ajungem la oamenii competenți, deci ne ajută deja în acest moment. Și în al doilea rând, să știți că realmente suntem în plină activitate de a deschide ușa PNL București, dar eu nu cred în soluții miraculoase, eu cred că prin conduita noastră a liderilor acestei organizații și prin seriozitatea cu care ne facem treaba, vom inspira, vom da acest semnal, uite domnule, sunt acolo un grup de oameni care par serioși, m-aș alătura și eu lor, văd că generează soluții, nu doar creează probleme, m-aș alătura și eu, adică cred într-o mișcare naturală care pleacă din... Exemplu personal, eu nu vreau să fac nimic spectaculos, eu vreau să fiu eu și sunt convinsă că fiind eu cum sunt și generând rezultate, e posibil să pun pe gânduri câțiva oameni din București care să spună, văd că ceea ce spune încearcă să facă, așa văd și eu lucrurile în viață, m-aș alătura și sunt, să știți, în plină... Suntem dornici să deschidem cât mai larg ușa organizației pentru a avea alături de noi pe acest segment de public al unor oameni cu experiență deja profesională, oameni care au confirmat și care își dau seama că este momentul să se implice, să genereze o schimbare de sistem, nu mai o schimbare în... Asta era sensul întrebării mele. Cu o floare nu se face primăvară, nici măcar cu câteva flori. Și atunci singurul mod prin care se poate atinge masă critică pentru a înclina balanța și în interiorul administrației și în interiorul partidelor, pentru a avea în sfârșit în ambele tipuri de instituții oameni care mai degrabă să ofere soluții, să contribuie la implementarea lor decât la generarea de alte probleme, trebuie să existe masă critică. Această masă critică se face în clipa în care va exista un factor de multiplicare. Nu doar Violeta Alexandru va fi acel model pe care vrem să-l urmăm, ci mult mai mulți oameni care sunt lângă ea și care ei la rândul lor transmit acest mesaj de înnoire și invitația explicită sau implicită pentru ca alți oameni să vi se alăture. Îmi pare rău dacă am centrat discuția pe mine, dar aveți perfectă dreptate. Nu ați făcut-o. Vorbeam numai de un lucru despre care am scris adesea și această lipsă, mi se pare, și în administrație și în politică, de a înțelege cât de important este procesul de recrutare. Exact cum un patron care își propune să are de urmărit un business plan, are de urmărit o viziune, trebuie să-și atragă oameni alături de el care să-l ajute să-și pună acea viziune sau business planul să devină ceva concret, așa cred că trebuie să se întâmple și la nivelul politicii și la nivelul administrației. Da. Ori știu care este și știm cu toții care este reacția sistemului când cineva încearcă să facă o schimbare autentică și de aceea înțeleg reticența multora de a nu vi se alătura, cel puțin în acest moment. Pe de altă parte, exact din cauza acestei reticențe și din cauza riscului de a eșua înainte de a vă pune amprenta, ar trebui ca acest efort de a atrage și mai multă resursă umană competentă ar trebui să accelereze. Sunt perfect conștientă și suntem exact în mijlocul acestui demers care, repet, ar trebui să ducă natural și nu sunt omul care să forțeze o deschidere către o relație cu cineva care nu a luat niciun contact cu echipa noastră. Deci lucrurile trebuie să crească natural, dar suntem în mijlocul unei etape în care am deschis canale de dialog cu
grupuri active din societatea civilă. Aș vrea să ne cunoască oamenii, nu pe mine, cât întreaga echipă a PNL București, care s-a schimbat radical, să vadă ce ne preocupă, să găsim acele puncte și preocupări comune care să ne apropie și eu cred că lucrurile vor veni natural, dar și eu resimt, într-adevăr, aveți dreptate, nevoia de a deschide puțin clasa politică, cei grupurile care pretind că sunt calificate pentru a intra în administrație către alți oameni competenți și dispuși să-și asume. Prin dispuși să se asume, vă spun inclusiv din propria experiență, că într-adevăr trebuie să o faci la vârsta și la momentul profesional în care să știi să gestionezi inclusiv situații de asumare. Ceea ce poți să fii foarte bun pregătit profesional, dar neechipat să-ți asumi și da. Să iei anumite decizii. E nevoie să ai, într-adevăr, niște bătălin în picioare, cum se spune, ca să-ți fie cât de cât confortabil să-ți asumi astfel de războaie. De exemplu, în același sens al discuției, un alt subiect, iarăși, care mi se pare că a fost cu bună știință ținut tot timpul un plan secundar în activitatea ministerilor în mod special, este cel legat de corpurile de control. Corpurile de control, dacă și-ar fi făcut treaba în ministere, și știm foarte de ce nu și-a făcut, dar spunem ipotetic, dacă și-ar fi făcut treaba, poate n-am fi ajuns cu DNA-ul atât de departe cum a trebuit să meargă ca să poată să dea cât de cât să facă un pic pârtie în marea de incompetență și de corupție, de fapt, nu de incompetență. E bine, corpul de control al Ministerului Muncii este o prioritate pentru dumneavoastră? Aveți un corp de control? Avem un corp mic de control. Nu numărul angajaților e important, cât faptul că el nu generează rezultatele preconizate. Adică, de exemplu, concret, un contract într-o firmă de lifturi care asigură liftiere și minister. E o chestie banală, nici măcar n-ar trebui să fie un capăt de țară, dar dacă cineva, de exemplu, observă o valoare a acelui contract mai mare decât ar fi fost cazul, până să existe DNA, până să vorbească de poliție economică, ar trebui ca cineva din acel corp de control. Nu? Și acum am dat un exemplu minor pentru că e în continuarea discuției noastre cu doamna care se ocupa de lift. Eficiența banilor publici nu e chiar punctul central al activității acestor entități de control, cât respectarea legii. În mod normal te aștepta să aibă o reacție Curtea de Conturi în privința aspectelor sesizate de dumneavoastră, dar și controlul managerial intern. Există mai multe structuri pe lângă ceea ce numiți dumneavoastră corpul de control. Care pot face control pot pe, sesiza, pe alte lucruri. Care, da. Pot sesi, care pot atrage atenția. Da. Care pot fi genul de oameni, dar nu sunt. Care să se uite la soluții alternative din piață eficiente. Adică în da. Administrație nu există această cultură unei investiții care la început poate părea puțin mai scumpă, dar făcându-i un calcul al ciclului de viață și al efectelor dovedească cât se poate că e mult mai întemeiată. Eficient. Sigur. Acest gen de mecanisme sunt atributul altor structuri din interiorul entităților, ele nu gândesc în această paradigmă. Cum reușiți să le dinamizați? Cum reușiți să le dezmorțiți? Alta decât așteptând să treacă timpul și să se îmbibe de noul spirit pe care vreți să-l imprimați. Nu am o soluție miraculoasă. Soluția pe care eu o practic este aceea de a fi interesată, de a le cere socoteală, de a urmări sarcinile pe care le primesc, de a arăta ce se întâmplă în altă parte, pentru că sunt conectată și la alte structuri, inclusiv în plan internațional, de unde cunosc prin natura activității pe care am făcut-o, de unde cunosc practici de lucru, nu mi-aduc aminte pe moment, mă duc să văd și le arăt, hai să încercăm așa, se pot în aceste țări și uitați ce rezultate. Nu văd altă soluție decât prin interesul managerului, iar eu mi-asum un tip de management la Ministerul Muncii care nu e, cum să vă spun, nu mi-asigură prezența pe micul ecran cu 5 legi făcute, 7, dar sunt chestiuni de profunzime, mi le asum, este o muncă care nu se vede neapărat în spațiu public, dar care înțeleg să o fac pentru că lucrurile, sincer, au ajuns într-un impas în administrație în care mi-aș reproșa dacă n-aș face acest efort de schimbare. Spuneați acum deci ele nu sunt eficiente, ca să concluzionez. Structurile de control din instituții
verifică cu totul alte aspecte decât cele la care v-ați aștepta. Pot apărea și acestea în evidență legate de eficiența cheltuirii banilor publici, dar nu prea apar. Adică încerc să imaginez ce ar fi ca toate aceste mecanisme de control din toate ministerele României să funcționeze. Da, și cât să dea un semnal de alarmă de la început, exact, când constată. Cât ar degreva procurorii și toți cei care ajung să pedepsească vinovați când deja nu prea mai e nimica de făcut. Nu, dar când puteai să le vezi, când puteai să le vezi, incipientă. Da. Necesită un efort mai lung, ca să nu vă mint. Este o prioritate pentru mine, ca sute de alte lucruri, dar în mod cert e nevoie de mai mult decât... În interiorul PNL, de exemplu, vorbiți de lucrurile astea, sigur, împreună cu ceilalți colegi din minister, că bănesc că nu sunteți singura care s-a lovit de astfel de probleme. Ați început deja să funcționați echipa ministerială să funcționeze ca o echipă în interiorul partidului care să ceară sprijinul colegilor, care să impulsioneze partidul și pentru a exista și o voință politică, pentru că dacă doar desantul guvernamental, doar echipa de comandă guvernamental vede lucruri și eventual trage pentru a le rezolva, s-ar putea să fie cam puțin. Dacă nu există, dacă nu se difuzează acest spirit de reformă, de a schimba lucruri, de nevoie de a schimba cutumele, bănuiesc că șansa lor de a reuși e mai mică. N-aș putea face o analiză. Probabil că în acest moment, prin natura activității, miniștrii sunt mult mai implicați în activitățile care generează schimbare. Personal nu am fost în nicio situație în care să simt lipsă de sprijin atunci când a fost cazul. Din contră, premierul v-a susținut cât se poate de vocal și... Da, și ceilalți colegi o fac, da, și nu le-am cerut. Adică mi-este foarte clar că undeva demersul meu coincide cu ceea ce echipa politică în ansamblu ar vrea să vadă de la Partidul Național Liberal prin oamenii săi în administrație. Pe de altă parte, mă întrebați dacă există o coeziune, un spirit de echipă între miniștri. Da, există, numai că multitudinea de probleme nu ne permite chiar să vorbim, cât probabil că am simțit nevoia să vorbim. Sfaturi și consultări punctuale sunt destul de multe, dar nu pot să spun că găsim timpul de care am avea nevoie să ne și propunem un plan comun de abordare. Cele mai multe cazuri le rezolvăm fiecare așa cum se potrivește să fie rezolvate în instituția respectivă și la întâlnirile periodice pe care le avem extragem pe cele mai relevante și discutăm despre o abordare comună. Spuneați cu puțin timp în urmă că până la jumătatea acestei luni veți avea veți termina o analiză privind cele mai importante probleme din sistemul de pensii. Ați reușit să avansați cu această Sunt analiză? Puțin în urmă, îmi propun să termin în această săptămână. Este o analiză care reprezintă o primă diagnoză asupra problemelor din sistem, probleme care derivă din nenumăratele schimbări legislative, dar și dintr-un management defectuos în interiorul caselor de pensii. Lor li se suprapune o informare defectuoasă între casele de pensii și pensionari cu privire la modul de stabilire pensiei prin includerea sau nu a unor tipuri de sporuri. Sunt mai Celebra multe recalculare. Sunt mai multe tipuri de probleme. La sfârșitul acestei săptămâni sunt într-o ușoară întârziere, recunosc, dar sunt pentru că am ținut foarte mult să trec prin miile de mesaje de la oameni. Miile de mesaje, toate au fost citite, puse pe categorii de probleme. Pe urmă am cerut caselor de pensii să-mi prezinte o cazuistică. Am folosit toate pârghiile, am vrut să nu omit niciun canal prin care aș putea să iau informații. Am avut un grup de lucru cu partenerii sociali și cu alte entități interesate. În fine, deci am folosit mai multe tipuri de instrumente prin care am putut să-mi extrag ideile. Da. În clipa de față v-ați fixat un pic în agenda cam ce credeți că o să reușiți să schimbați? Bine, sigur, depinde foarte mult dacă
nou, dacă guvernul va fi reconfirmat, etc. Suntem într-un soi de paude, între paranteze, politice, da? Să uităm de el. Să presupunem că vă duceți nu doar acest mandat temporar până la capăt, să spunem încă 4 ani de zile, încă un mandat complet. Aveți în cap fixate niște obiective despre care credeți că aveți șanse mari să le îndepliniți? Da, dar recunosc că acum sunt fixată pe cele pe termen scurt și mediu. Care ar fi acelea? Și care obiective țin de câteva decizii de management. Aș dori o schimbare radicală în managementul datelor, informațiilor și a comunicării dintre casele de pensii și cetățeni. Cum vor resimți cetățenii dacă vă iese acest lucru? Ar trebui să resimtă printr-o rapiditate cu care primesc informații legate de stabilirea dreptului la pensie, stabilirea cuantumului pensiei, respectiv stabilirea unei pensii recalculate. Am niște obiective foarte clare legate de românii din afară, oameni care așteaptă și până la 3 ani ca entitățile românești să poată să schimbe informațiile necesare cu cele din țările în care dânșii se află la final de activitate, pentru a li se putea adăuga stagiul de cotizare din țara respectivă la cel din țară și a li se face un total pe baza căruia se poate primi pensia. De ce este așa? De ce durează atât de mult? 3 ani este o durată enormă. Mă rog, am mers și eu la extremă. Da. Este într-un an, da, între un, da, an și 3 ani. Problemele sunt de ambele părți, sunt foarte multe la noi, dar sunt multe și la celelalte autorități și este celebru cazul din Italia, unde avem și foarte multe persoane, foarte mulți români, dar în majoritatea țărilor sunt probleme. O parte din explicație ține de, dacă e să mă uit pe partea italiană, de exemplu, de dificultatea cu care se comunică cu angajatorii, casa de pensii din Italia comunică cu angajatorii, comunică informațiile primite de la angajatori către autoritățile din România. Și aici se întâmplă un fenomen care el în sine îngreunează tot procesul. Dacă dumneavoastră sunteți din Timiș, plecat în Italia după ce ați cotizat o număr de ani în România, plecat în Italia pentru ultima parte a activității profesionale, în momentul în care ați încheiat activitatea acolo, intrați deja pe acest parcurs al schimbului de informații între instituții, informațiile dumneavoastră ajung în primă instanță la Casa de Pensii Timiș, de unde sunteți de origine, iar ele se trimit într-o cu totul altă localitate care răspunde, poate să fie din celălalt capăt al țării, care răspunde de țara respectivă. Deci pe teritoriul statului român se mișcă hârtiile pentru că suntem în cel mai precar stadiu în folosirea tehnologiei în această privință. Aveți deja o diagnoză? E vorba de corupție, răspunsul. E vorba iarăși de indolența aceea? S-au băgat la bani în statul român? Statul român a băgat la bani în sisteme așa informatice este. Și nu vedem așa aproape este. Nimic ca rezultate. Eu nu am competența să... la Casa de Pensii, dar la alte instituții din coordonarea Ministerului sunt și niște procese pe rol legate de proiectele de informatizare. Cu acuzații de corupție? Nu e cazul Casei de Pensii, dar la alte instituții, da, sunt evaluări ale modului în care s-au derulat respectivele contracte. Bun, nu pot să pun degetul să vă spun că aici e vorba de așa ceva, dar nu poți să nu te revolți când știi că s-au cheltuit niște bani. Sunt celebre firmele care s-au ocupat de sistemele acestea electronice cu ceva ani în urmă. Sunt cazuri celebre în spațiu public, cine avea cele mai multe contracte pe bani publici în acest domeniu. Nu poți să nu te revolți când vezi atâția bani cheltuiți, după care un întreg proces de relicitare pe niște infrastructuri care sunt critice. Gândiți-vă că aici la pensii, la sănătate, acolo unde scardurile și toată zona aceasta trebuie să beneficieze de cel mai înalt nivel de prioritatea zero pentru statul român, pentru instituțiile publice. Ar fi o calamitate dacă s-ar întâmpla ceva major cu aceste sisteme. Așa spun și eu. Deci avem o problemă de infrastructură, avem o problemă de decuplaj între continuele schimbări legislative și aceste platforme
care au fost contractate într-un anumit moment, după care legile s-au schimbat de nenumărate ori și Adică, n-au mai fost dezvoltate în sensul da, ca adică să lucrau țineți cu cont. anumiți parametri, s-a schimbat legea, include alți Dar se schimbă parametri, în sistemele continuu, trebuie exact, adaptate, actualizate. sigur. Da, și ele nu sunt. Adică se lucrează pe anumite componente în sistem și pe altele separat într-o altă Iar evidență. Și dacă una ea se iau dintre manual. firmele respective este și anchetată pentru ceva, înseamnă că, de fapt, actualizarea sau îmbunătățirea, modernizarea platformelor nu mai poate să facă firma respectivă. Da, e o Și chestie, pe un urmă ghem mai avem extrem de... și un caz de care mă ocup în acest moment și căruia trebuie să-i aduc lumină în scurtă vreme al scanării cărților de muncă. Da. Un proces care a durat 4 ani și care îmi ridică serioase semne de întrebare. În primul rând, la prima vedere, se vede faptul că nu a fost terminat conform Adică nu toate caietului de cărțile au fost sarcini. Nu scanate? toate cărțile au fost scanate. Nu este adevărat că nu toate erau disponibile la momentul scanării, dar cert este, afirmația pe care o fac cu certitudine este că statul român în acest moment nu are toate cărțile scanate așa cum ar trebui. Doi, scanările s-au făcut prost. Nimeni Adică n-a mai verificat. Informațiile obținute în urma scanării nu sunt lizibile. Nu sunt Da, utilizabile. Da. Utilizabile, pur și simplu. Da, asta e iarăși o risipă extraordinară deci de bani. Risipă. Despre asta discutăm. Și în ce fel vă încurcă această întârziere și acest proces întârziat? Foarte mult, pentru că oamenii sunt chemați acum să se ducă în spate și să-și găsească singuri adeverințele de la angajatori. Unii dintre aceștia nu mai există, e vorba de marile întreprinderi cu precădere. Alții au predat arhiva unei alte entități și accesul la documentele din respectiva arhivă ținută de un privat este contra cost, ceea ce, o să spuneți, nu-i mare lucru. Da, dacă vorbim de un număr contează. Foarte mare de... Nu, dar indiferent de număr, este dreptul dumneavoastră să aveți acces la o informație despre anii pe care i-ați muncit. Fără cost, da. Nu, da. Fiind la o entitate privată, da. Acela este business-ul din care da. Trăiește și vă impune un cost. Deci lucrurile sunt foarte neserios gestionate în această privință și sunt încăpățânată să fac lumină pe acest subiect al scanării cărților de muncă. Consecința, ca să concluzionez, este aceea că punem oamenii pe drumuri când, de fapt, la ora aceasta ar fi trebuit să avem informațiile și doar anumite elemente suplimentare față de momentul terminării, eu știu, unui stagiu complet de cotizare, ați mai lucrat undeva, doar acele elemente suplimentare să fie adăugate. Acum trebuie să te duci pe cont propriu, să alegi pentru toate adeverințele și să le aduci. Ceea ce am reușit să fac și cu acest lucru voi încheia pe acest subiect cel puțin a fost și asta a fost, deci ca să ajung aici vă spun cinstit, a fost un mare efort, ceva ce e de natura evidenței și de bun simț și anume să conectez casa de pensii ANEPIS-ul, Autoritatea pentru Plăți și Inspecție Socială și ANOFM-ul, toate trei instituțiile din coordonare, la Revisal, la platforma pe care o ține Inspecția Muncii cu toate datele despre angajații din mediul privat din România. O să spuneți ce mare brânză. Vă spun cinstit, n-a fost ușor. În România există tendința, fiecare cu baza lui de date, stăpânul lui, trebuie să te porți frumos, trebuie să îți dau voie să... am reușit să-i pun pe toți în sistem și casa de pensii să vadă datele din Revisal, o chestiune de normalitate. Următoarea mea țintă este conectarea cu ANAF-ul. Ceea ce da. Va fi o altă provocare, nefiind Pentru în că coordonarea ANAF-ul mea. La rândul lui nu este conectat cu o mulțime de alte instituții, exact. De exemplu cum exact. E Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Exact. Și punem oamenii da. Pe drumuri pentru chestiuni care reprezintă impotența noastră de a le rezolva. V-ați fixat un termen? Când ați vrea să fie gata și această conectare cu ANAF-ul? Dacă judec după ce rezistență am întâmpinat pentru prima componentă și care viza instituții din coordonarea mea, bănuiesc că undeva la 2-3 luni ar putea fi un... Dar, repet, mi-e greu să estimez acestea, erau în coordonarea mea. Bănuiesc că și domnul Câțu și-ar dori acest sigur, lucru. Sigur, aici vorbim de un demers care vizează o altă instituție publică și presupun că rezistența este de altă natură și va trebui să mă antrenez, să mă echipez ca să pot să o înfrâng. Ați fost realesă de curând în fruntea PNL București
Și ați declarat în același timp că PNL va avea candidat propriu la primărie. Întrebarea este foarte simplă și pe buzele tuturor celor care au votat și PNL și USR. Dacă rămân alegeri din primul tur, nu-i garantează asta Gabriel Ivrânceanu Firea, practic o realegere aproape fără emoții? Cred că trebuie să avem un candidat comun. Dar nu văd de ce nu luăm în calcul ca acel candidat comun să fie al PNL cu susținerea celorlalți parteneri. Nu văd de ce acest scenariu nu este luat în discuție. Sunt pentru un candidat comun și cred că o variantă care trebuie să stea pe masă este aceasta, și anume unei propuneri PNL privind o persoană capabilă, integră, demn sau demnă după caz să gestioneze o instituție și un oraș atât de important, propunere care poate satisface standardele rigorile celorlalți parteneri, după cum e de datoria noastră, ca stând la masă, să luăm în calcul și alte variante și nu excludem această discuție. Dar a cere PNL să nu aibă candidat în această masă a discuțiilor înseamnă să nu vezi schimbările care au loc și în societate, și în partid, și în organizația de București. Și îmi place să cred că cei care văd niște schimbări la PNL București înțeleg importanța ca în interiorul organizației să existe această discuție și să se identifice această persoană, mai ales în condițiile în care analizele, nu acesta sondaj care e pe cale se termină, dar anterioarele, pentru că facem periodic, ne indică o nevoie a unui electorat de dreapta de a se regăsi într-o voce politică, cum ar fi Partidul Național Liberal, care să le verbalizeze nevoile și să lupte pentru ele. Cred că nu există niciun dubiu, chiar dacă eu n-am o problemă să comentez și sau să discutăm din trecutul Partidului Național Liberal, din care n-am făcut parte fiind înscrisă de 2 ani, anumite decizii care te duceau cu gândul că nu sunt chiar la dreapta și că sunt și cu influențe de stânga. Sunt absolut de acord că nu o fi farmacie, dar în esență, în acest moment, București și țară, Partidul Național Liberal ține să reprezinte dreapta și să le vorbească oamenilor care gândesc liberal și care vor tot ce aduce liberalismul mai bun, și anume respect pentru individ, pentru libera inițiativă. Există o nevoie și ne poziționăm acolo pentru acești oameni care au nevoie de o voce în spațiu politic. Le-a Și spus cred că asta și nu. direct și celor de la USR și Plus? Dar am Ați avut avut dialoguri discuții, cu ei? avem constant. Eu nici nu cred că vă surprinde. Suntem niște Sigur, ați oameni fost, din da. aceeași generație. Am fost cu Da. Vlad Voiculescu, am și lucrat. Nu cred că vă surprinde să vă spun că suntem într-un Sigur. constant dialog. Da, avem Și până acum discuții. există vreo concluzie sau Nu, nu? n-am tras o concluzie Crezi pentru că va că. exista una după ce se va finaliza sondajul PNL asupra Da, candidatului? trebuie să existe o asemenea discuție și am și lansat invitația către parteneri să ne auzim în câteva zile în funcție de rezultatul. Găsesc necesar un asemenea dialog din respect, eu așa fac politică, din respect pentru parteneri, găsesc necesar și repet, suntem în contact. Se așteaptă rezultatele acestui sondaj. Ca demers, ca decizie a PNL, va fi decisă exclusiv de către acel sondaj? Adică dacă acea persoană pe care sondajul o indică ca având cea mai mare cotă de popularitate, discuția se cam închide sau este doar un element în Este procesul doar un element, decizional? dar un element important. Este doar un element. Celelalte elemente țin de discuțiile care au loc în biroul executiv al partidului și acolo se aduc toate argumentele pertinente. Sunt oameni care au făcut campanii electorale și au experiență de campanie. Sunt politicieni care cunosc Bucureștiul și sunt aproape de problemele Bucureștiului și cu sondajul pe masă vor conta părerile lor foarte mult, desigur. V-ați dori să candidați pentru primăria capitalei? Cred că e mai puțin relevant ce-mi doresc. Ce știu sigur că îmi doresc este ca acest oraș să iasă din mizeria, literalmente din mizeria în care se află și din starea de faliment. Se poate face treabă în București. E grav că în condițiile în care are resurse a ajuns în faliment, a ajuns în situația în care se risipească banii pe orice altceva, mai puțin pe creșterea calității vieții oamenilor. Sunt născută în București, sunt crescută, copilul meu, familia mea este aici, toată viața mea este legată de capital, a fost legată de când m-am născut.
Este păcat de acest oraș și de potențialul pe care îl are să nu încapă pe mâinile unei echipe care să știe să facă treabă. E mai puțin relevant ce-mi doresc, când doresc să se ajungă la o soluție care să îndepărteze PSD de la conducerea primăriei, pentru că ne face doar rău. Deci dacă PNL vă va propune, în urma sondajului și a celorlalte discuții din birou executiv, să candidați, veți accepta? E prematur să vă dau un asemenea răspuns. Am încredere că se va lua cea mai bună decizie pe criterii obiective și mai puțin pe ce impresie fac eu sau ce opinii publice sunt în acest moment în favoarea sau în defavoarea mea. Suntem conștienți că într-un singur tur, dacă se va ajunge, este dificil. Nu ne jucăm. Bucureștiul, în condițiile schimbării la vârful organizației, reprezintă cea mai importantă organizație din PNL. Cea mai importantă organizație ca număr de membri și ca impact. Există responsabilitate cu privire la aceste aspecte și va fi desemnat acel candidat cu cele mai bune șanse. În modul în care, sociologic vorbind, arată în acest moment lista de așteptări și, mă rog, nevoile bucureștenilor. Ia. Și ultima întrebare, care este pronosticul asupra alegerilor anticipate? Se vor organiza sau nu? Va reuși PNL să găsească noi soluții pentru a da, sparge acest blocaj pe care îl anunță? Noi suntem încrezători că da, dar mai multe informații le aveți de la cei care sunt implicați în negociere și în toate aceste etape ale activității noastre politice la nivelul Parlamentului. Noi suntem încrezători că da. Mulțumesc mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc și pe curând. Pe curând.